Campania de sterilizare pentru câinii și pisicile fără stăpân din Târgu Mureș continuă. Intervențiile chirurgicale de sterilizare a câinilor și pisicilor sunt realizate de personal cu vastă experiență în domeniu, preluând practici de la medici veterinari din străinătate. Procedurile sunt minim invazive, cu fire de sutură resorbabile, eliminând necesitatea unei a doua intervenții. Animalele care au fost supuse sterilizării beneficiază de tratamente postoperatorii care, în absența complicațiilor, nu necesită repetare. Prin urmare, animalele pot fi readuse în mediul lor natural în condiții de siguranță. Măsura este esențială pentru animalele fără stăpân care trăiesc pe străzile orașului, contribuind la controlul populației animalelor și la îmbunătățirea calității vieții lor. Această practică ajută de asemenea la reducerea numărului de animale abandonate și la menținerea unui echilibru în comunitate.